Salutare, oameni buni, sunt Andruc, bine ați venit Chasing Bets. Astăzi ziua de joi, 7-11-7 noiembrie, vă propun biletul meu. Ieri a fost un bilet pierzător, frate, am jucasem la Feyenoord, care avusese o serie foarte bună în campionat, jucase foarte bune și în Champions League cu două victorii în deplasări la Benfica și la Girona și aseară a pierdut cu Salzburg, care nu câștigase cu nimeni, nu făcuse niciun punct cu nimeni. Nu știu, frate, n-ai ce să faci. Sunt echipe care pur și simplu la un moment dat, de la o etapă la alta, pot apărea oscilații, sunt foarte multe meciuri care vin acum una de după altele și echipele normal mai sunt și obosiți jucătorii, mai pot să vină și cei care echipele mai slabe să se mobilizeze într-una din zile și să ne dea o surpriză. Bun, am jucat 4 meciuri din astăzi, Galatasaray cu Tottenham. Galatasaray a fost o echipă foarte ofensivă, o echipă cea mai spectaculoasă poate, cu 6 goluri primite între etape, au făcut acel 2-2 cu Riga, absolut șocant. Au avut după aceea cu FCSB, nu, o să joace cu FCSB, au avut cu 4-3 cu Elfsborg și acolo era cât pe ce să termine egal, deși au avut 3-0, deci o echipă care primește mult. Tottenham, e adevărat că n-a dat de multe goluri, Tottenham a avut ultimul meci cu Alkmaar, de-abia 1-0 în Europa League, dar în campionat merg foarte bine, 4-1 cu West Ham, cu City în cupă 2-1, 4-1 cu Aston Villa. Ar părea că își dedică mai mult atenția, un pic mai mult spre campionat. Dar Galatasaray are un stil deschis și eu cred că vor fi goluri și inclusiv Galata cred că va marca. Am jucat peste 2,5 la 1,44. Peste 2,5 goluri. Apoi, joc la FCSB Midland. Este Midland o echipă destul de solidă, într-adevăr. N-au primit foarte multe goluri. Au avut o victorie 1-0 cu Roan Sangiloaz. Dar și FCSB are 6 puncte cu acele două victorii cu Riga, a bătut 4-0 și a bătut și pe PAOK cel 1-0. Aici fiind pe terenul FCSB, eu zic că vom avea ceva ocazii, va juca în față Băluță cu Octavian Popescu, cu Bârligea, nu joacă Olaru, aceasta este pierderea celor de la FCSB, dar eu zic că nici Midland nu e cine știe ce, totuși au danezii și în campionat am văzut că au mai pierdut, acum au pierdut recent 0-4 cu danezii au pierdut 0-1 cu Bromby, 1-5 cu Bromby iarăși, deci cu Bromby au două înfrângeri, 2-3 cu Sondre, adică au pierdut și cu echipe de la care au primit cam multe goluri. Eu o să merg aici pe FCSB marchează la cotă de 1-37. Apoi a intrat Frankfurt cu Slavia Praga. A intrat Frankfurt, o echipă foarte bună, o echipă ofensivă, dar au avut și ceva meciuri mai ciudate, acel 3-3. Frankfurt e pe 6 cu 7 goluri marcate, 4 primite. Iar Slavia Praga are mult mai puține goluri marcate, a marcat doar 3 și a primit 2. Slavia Praga, de aceea cota este bună la 2 plus goluri, așa că o să joc doar 2 plus goluri. Etapa trecută de Europa League, țin minte că jucasem 1 și 2 plus la Frankfurt cu amărăția și de-abia au dat 1-0. Dar hai că acum cred că vor fi 2 goluri și Slavia trebuie să iasă un pic la atacă, nu are decât o victorie. Și am jucat 2 plus goluri la acest Frankfurt cu Slavia Praga. Și ultimul meci mai joc Ajax cu Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv o echipă mult mai modestă și a pierdut mulți jucători. Au pierdut aproape se pare toate meciurile. Maccabi iar Ajax a câștigat toate cele 3 meciuri. Da, are 2 victorii și un egal. Ajax cu egalul a fost cu Slavia Praga în deplasare, o echipă bună, deci un egal bun și apoi alte 2 victorii, 4-0 și 3-0 cu Karabag. Eu zic că și aici Ajax ar trebui să bată. Maccabi este pe locul 34 cu 3 înfrângeri, 1-2, 0-2 și 1-2 cu Sociedad. Deci joc aici 1 pe Ajax la 1-33. Ăsta este biletul meu, oameni buni, o cotă de 3-3-8, o să joc pe el 8 unități. Deci asta este așa. Galatasaray cu Tottenham peste 2,5 goluri, FCSB Midland să marcheze FCSB, Frankfurt cu Slavia Praga peste 1,5 și Ajax să câștige cu Maccabi. Cotă de 3-3-8, ăsta e biletul pentru joi. Mersi de atenție, hai să avem baftă!